Bună seara, bine v-am regăsit la Sport Report. Puțin mai este până la meciul cu Belgia și toată lumea deja, sau cei mai mulți dintre noi cu siguranță, concentrați și cu gândul la meciul de mâine seară, care ar putea aduce matematic o calificare în faza următoare pentru tricolori, indiferent de ceea ce se întâmplă în ultima etapă, chiar dacă astăzi am primit o informație, o veste sigur neplăcută, și anume faptul că Ucraina a reușit să învingă pe Slovacia, deși Slovacia a condus cu 1-0. Victoria asta Ucrainei poate complica puțin lucrurile, dar e adevărat că România este în același timp în situația de a putea câștiga grupa, lucru care depinde doar de ea. Foarte greu acest meci cu Belgia, vom discuta și avem și imagini și reacții după conferința de presă pe care cu puțin timp în urmă a susținut-o Edi Ordănescu înainte acestui meci cu Belgia. Îl avem pe Drăgușin, avem niște lucruri interesante, desigur, și din campionatul nostru intern și poate, dacă avem timp, și nu doar despre fotbal, pentru că avem doi oameni care se pricep și la altceva decât la fotbal, Emil Grădinescu și Bogdan Cosmescu. Deci, pe lângă lucruri interesante, ai și niște băieți interesanți pe lângă tine. Asta se știa, nu trebuia să precizez. Adică, faptul că sunteți interesanți, aia nu e un rugul. Faptul că vă mai pricepeți la un hockey, la un rugby, la un gimnastică, la o chestie. Bun, sigur că, uite că primesc așa o, ca să vezi că românii sunt superstițioși, nu? Sau cred că toți oamenii sunt superstițioși, ne trimite un coleg. Îți dai seama. 22 iunie 1994, România-Elveția. 22 iunie 1998, România-Anglia. Mă, 22 iunie, da. 22 iunie 2024, România-Belgia. Incredibil, fix în aceeași zi, da. Odată ne-a bătut Elveția, odată am bătut noi pe englezi. Ce ne-a bătut Elveția atunci? 4-1. Mă, da, fix în aceeași zi. Incredibil. Da. Hai să spun cum a fost. Și știi cum e fix în aceeași zi? Fix în aceeași zi meciul 2. Deci am jucat cu Columbia, am jucat cu Anglia, da. Am jucat cu Columbia, am jucat cu Elveția. Deci atenție, deci, mare. S-a putut să întâmple și acum, la fel, aceeași succesiune, victorie, înfrângere, victorie. Odată a fost așa, odată a fost așa. Că da. Nu se mai repete, pentru că în ultima etapă, dacă pierdem cu Belgia, o să facem egal cu Slovacia, pentru că ne convine amândurora. Cu condiția să nu ne bată Belgia rău. Foarte rău. Adică la mai mult de 6 goluri. Nu, putem să trăim ultimii la 6 goluri. Da. Nu. Da. Interesează să... Deci ne interesează clar să facem egal dacă pierdem cu Belgia. Așa că cred că va fi egal. Egal cu, Slovacia. Slovacia, să ne ducem amândouă. Nu, deci amândouă. Noi de pe locul 2, ei de pe locul 3. Da, dar am putea avea toate 4 puncte. Da, dar noi nu avem ce să mai pățim decât că ne bat ea foarte rău. Deci, cu 4 puncte, în mod normal, n-ai cum să nu te califici de pe locul 3. Și cu 3, după cum arată lucrurile în... E posibil, da. Sigur că în timp ce noi discutăm, îi vedem pe tricolor. Din nou, deplasare cu trenul. Țara asta, Germania, funcționează și trenurile, incredibil. Chiar la așa, noi. Și la noi funcționează, trenurile. Da, mă, dar e răcoare mai în Germania. Funcționează cu puțină întârziere la noi. Acum trebuie să înțeleg. Acum mai bine mai târziu decât niciodată. Păi acum, dacă mergeai cu trenul, mergi cu trenul acum la Bacău, ai 8 ore întârziere minim. Și am avut și miniștrii și... care au avut grijă să se dezvolte rețeaua de căi ferate. Avem niște imagini, da. Că sunt miniștri la stadion, să știi. Sunt normal. Sunt deja la antrenamentul oficial, că e antrenamentul oficial dinainte. Deci miniștri vin și la antrenamentul oficial? Avem, bă, da. Bine, nu știu dacă mai e ministru, că e vorba de domnul Dâncu, am văzut o poză cu dânsul în tribună. Nu mai e ministru. Păi nu mai e ministru, da. Hai, uite, na, că avem și imagini, nu doar poze cu domnul Dâncu, sigur că am văzut-o, și cu, probabil că sunt și alții. E și Andrei Vochin, asta e, o să-l mai deranjăm și pe el din când în când, acum probabil că se prelungește perioada asta de ședere acolo, mai mult ca sigur, acum vom afla mâine un nu ai cum, da, să-l pierzi mâine la un scor uriaș. Un scor uriaș, nu știu, 2-0? 2-0, tot îți convine, tot ai gol averaj, încă o dată, pierzi 2-0. Deci pierzi 2-0, ai gol averaj plus 1, Slovacia au gol averaj 0, ucrainienii care, ți-ai zis, l-aș da afară pe directorul lor sportiv, că noi a spus că mai trebuie un gol ca să nu le trebuiască victorie cu Belgia. Deci atenție, Ucraina, pentru că s-a băgat cu fundul în poartă să păseze un 2-1 de altfel, fantastic, pentru că vede la 0-1. A uitat că mai trebuie un gol ca să nu fie obligată să bată Belgia. Bine, deci dacă Belgia ne bate pe noi, plecăm la pe Belgia ne bate pe noi, Ucraina trebuie să bată Belgia. Asta e clasamentul după meciul de astăzi între Slovacia și Ucraina. Sigur, în același timp, doar că ei au protejat și o victorie, că dacă nu câștigau, aia e. Știi? Adică nu știu dacă... mi-e greu să cred că e un clasament foarte simplu. Deci, să după părerea mea, după ce egal, fost cu 1-0, egal sau minutul... înfrângere sau victorie la un gol, pentru ei e același lucru. E tot, repet, plecăm de la premiza că Belgia ne bate pe noi. Dacă nu, calculele se schimbă iarăși. Să sperăm că nu ne bate Belgia atunci. Dar dacă Belgia ne bate pe noi, pentru ucrainieni
victorie cu un gol ăsta 2-1 sau egal, e același lucru. Ei trebuie să bată Belgia. Băi, e important că... Să iau puțin dar cum trebuie să bată Belgia. Egal nu le e bun? Nu. De ce? Pentru că cu 4 puncte, dacă noi facem... La noi, cel mai probabil, va fi egal cu... A, tu iei în cum calculul ăsta? Cum ai să nebun? Să te iei la piept cu Slovacii să pierzi, să ratezi calificarea? Eu știu că nu înseamnă că trebuie eu să... Eu cred că ar fi un caz destul de rar în istoria fotbalului. Să ne fie bun egalul la mândurora și noi să ne luăm la bătaie unii noi, cu alții. Unii cu alții, ei cu noi. Zi, Emil, că vrei să zici ceva. Știu, e corect ce spui tu, dar... Plus că poate vrei să câștigi grupa. A, ok, vrei să câștigi grupa, poate te bate și nu mai câștigi nimic. Mai pleci acasă. Pleci acasă, nu știu. Deci mi se pare... Voi să zici ceva? Sau... Am uitat. Ah, ai. Doamne, am uitat. Sunt mărătean, am văzut presiunea. Important e că avem, bă, pentru mâine avem 2 șanse din 3. Adică, bă, și egalul. Și egalul e bun. Egalul este să calificați, bă, cum egalul. Suntem calificați cu egalul, despre ce vorbim. Și egalul ăsta îți dă voie să joci așa cum îți place ție. Să stai aglomerat în apărare, să îl pui la, pe fugă pe... pe Drăguș sau poate pe Mihăilă. Ne-am câștigat acest drept. Îți dai seama că dacă aveam discuția asta înainte să înceapă campionatul european și spuneam că e bun și un egal cu Belgia și ne calificăm. Pe de altă parte, dacă pleci de la ideea asta, induci totuși în lot, în sânul echipei, în miezul echipei, induci sentimentul ăsta de... De relaxare? Nu relaxare, de, cred că un pic de frică. Adică, hai bă, să nu dăm totul. Hai că vedem noi, să iasă bine. Cu Ucraina a fost, înainte de meciul cu Ucraina, bănuiesc că domnul din... pe care o să-l vedem în curând, Edi Ordănescu, le-a făcut o injecție de asta de adrenalină. Pentru războinici, adrenalină, da, de războinici, că într-adevăr s-a intrat în teren, fratele meu, mi-aduc aminte ce, chiar prima fază, pressing până la portar, golul se dă cu pressing la portar. Da. De, nu, ca asta zic. A încercat și Italia să facă presiune și n-a reușit. Dar hai să vedem ce nu, spune. Nu, stai un pic că n-am terminat. Să aștepte. Așteaptă, bineți cum stă după noi. Ai uitat. Asta zic. Doamne, ce bună e asta. Acum ar fi bine să uiți. Că n-am terminat, acum ar fi bine să uiți. Ideea e să nu intrăm, să nu intre ei. Că ai văzut cum sunt comentatorii perverși? Da. Suntem perverși. Da. Când e de bine, a bătut 3-0, am făcut, când e nasol. România a pierdut, pierde poziția, joacă prost România, joacă prost jucătorii români. Da. Deci, încă o dată spun, ideea este, bă, să intri totuși, să intri războinic. Să intri... Mă, Emil, că știu și ei treaba asta. Că asta vreau să spun, Italia n-a intrat războinică, după imnul ăla, că imnul Italiei te, nu știu, te întărâtă, te pune pe picioare bine de tot, te motivează, e motivator imnul Italiei, când au și spectatori și cum țipă și Spalletti și tot. Adică așa sunt și vorbele și... Bine, au scăpat ieftin. Hai să vedem ce a spus. Cu puțin timp în urmă s-a încheiat conferința de presă a lui Edi Ordănescu înainte de meciul de mâine cu Belgia. Mâine vorbim de o nouă provocare și o provocare, da, probabil la un nivel chiar superior, ținând cont și de context. Vorbim înainte de orice de locul 3 mondial în ierarhie, cu jucători foarte valoroși, dar o echipă care vine cu nevoie foarte mare de puncte. O provocare foarte mare pentru care sunt sigur că suntem pregătiți și pe care o așteptam. Ne-am dorit să fim la Euro, asta îți oferă Euro, cei mai buni adversari, cei mai buni jucători, cei mai buni antrenori. Pentru noi, clar că sunt experiențe fantastice și vreau să cred că avem doar de câștigat din ele. Mâine va fi din nou momentul în care trebuie să ne ridicăm, să ne adunăm, să ne organizăm foarte bine. Să fim din nou foarte intenși în ce facem, să fim exacți, să fim eficienți și să avem momentele noastre care să putem să propunem fotbalul pe care eu știu și probabil din ce în ce mai multă lume vede că și România poate să-l producă. Referitor la celelalte rezultate, noi ne uităm la toate meciurile, bineînțeles din grupa noastră nu apucăm atât cât ne-am dorit ca să vedem și celelalte jocuri, dar cu siguranță că din grupa noastră ne uităm, dar ne uităm ca să analizăm adversarii și nu ca să vorbim despre rezultate. Rezultatele nu le putem controla noi, așa că o să rămânem focusați pe ce putem controla și influența. Nu în ultimul rând, tot timpul am fost la mâna noastră și în campanie am depins de noi și de ce am făcut noi. Nu așteptăm ajutor de la nimeni. Trebuie să învățăm să avem o mentalitate în sensul ăsta
și să fim foarte hotărâți în ceea ce facem, chiar dacă e fotbal și uneori îți aduce și surprize poate neplăcute, dar să depinzi de tine și să faci tot ce poți tu mai bine ca să îți atragi rezultatul departe. Înainte de orice, m-am obișnuit ca să nu comentez și să discutăm în spațiu public. Fiecare are dreptul la opinie. Echipa asta a demonstrat ceva, că după foarte mult timp fotbalul românesc din nou a scos capul la suprafață și are potențial. Am spus că ne dorim ca să obținem cât mai mult din această experiență noastră și am început foarte bine acest turneu. Ne dorim să continuăm, iar încrederea mea în acest grup este totală. A fost și în momentele mai puțin fericite, cu siguranță că este și acum și cu siguranță că va fi intactă și mâine, indiferent ce se va întâmpla, cu toate că optimismul meu este unul mare. De la mijloc în sus, orice jucător din Naționala Belgiei poate face diferența în orice moment atunci când nu suntem, când nu răspundem cum trebuie. În ce măsură ne putem aștepta la schimbări față de jocul contra Ucrainei, fără să le nominalizați? Da, cu siguranță că trebuie să fie o strategie foarte bine definită, care pe parcurs mai ajustezi și te repoziționezi. Sunt factori, cum am spus, care nu îi poți influența și care automat te pot trimite într-o direcție sau alta. Dacă acum am avut o zi în plus față de ce obișnuiam în preliminari, următorul joc, ultimul nostru adversar, Slovacia, va avea o zi în plus de odihnă față de noi și contează foarte mult. Încercăm să gestionăm cât mai bine aceste lucruri. Veți vedea mâine despre schimbări. Multe cu siguranță nu vor fi, pentru că am avut timp, din punctul meu de vedere, suficient ca să ne recuperăm. Cu toate că va fi nevoie din nou de un consum fantastic de energie și mental mâine pentru a avea o prestație așa cum românii noștri așteaptă. Ați semnat pentru un egal, la propriu, dar și la figurat. Ne dorim calificarea. Am spus că acesta este un prim obiectiv, să ne calificăm din grup, să ieșim din grup. Dar tot eu v-am spus că o luăm pas cu pas. Dacă la final un punct ne va fi suficient, este binevenit. Însă gândirea noastră tot timpul a fost de a scoate maxim din fiecare joc și așa vom intra și mâine. Ne dorim să scoatem cât mai mult, conștienți, încă o dată spun, de valoarea adversară. Cum vi s-a părut Belgia? Că Edi mi se pare foarte, de fapt mi se pare, a, și recunoscut că este foarte optimist. Belgia a jucat slab cu Slovacia. Foarte slab. Foarte slab. Și... bine, a avut ceva ghinion, nu știu, două goluri, da, trei goluri anulate. A început să rătare și cu ocaziile alea lui Lukaku și cu, da, cu hands-ul ăla lui Openda, parcă, nu? Mingea mângâiată. Da, dar zice că mai degrabă a fost un câmp electromagnetic între minge și mâna jucătorului belgian. Mie mi se pare că Slovacia-Belgia, victoria Slovacia, a fost cea mai mare surpriză de la campionatul european. Nu văd alta. Ba, dar noastră a fost mai mare, prin proporțiile scorului. Păi. Eu așa cred, că noastră a fost cea mai mare surpriză. Că am bătut noi Ucraina. Cu 3-0. Cu 3-0. Mi-e așa mi se pare. Păi, tot 3 puncte sunt. Nu e, și golaverajul e deosebit de important. Se poate considera și asta. Cred că nu, eram în top, sigur că eram în top. Dar ucrainenii, apropo de asta, care bat Israel 2-1 după ce au fost conduși cu 1-0 în calificări. Și după bat Bosnia. Nu, da. Invers, bat Bosnia 2-1. Dar cu Bosnia era 2-1. Și Islanda, Bosnia... Bosnia și Islanda. Și Islanda, și Islanda, da, mi-a zis Israel. Astăzi 1-0 pentru Slovacia, doar și fac 2-1, bine că am făcut noi treaba asta. Și se întâmplă, a făcut schimbările pe care trebuia să le facă astăzi Rebrov. I-a scos pe aia care erau găuri mari de tot. Fundașul la dreapta care era ceva îngrozitor. La așa te-o dă în scomoplia, mai departe. Și l-a scos pe Lunin. L-a scos pe Lunin? A început fără Lunin, care a fost cea mai bună. Păi n-avea ce să facă, pentru că el era... Nu totul sau nimic. Totul nu înseamnă că au pus să schimb să meargă tot prost. Ăștia care au jucat mai bine. Da. Mi s-a părut mie. Mie mi se pare însă că n-au jucat mult mai prost decât au jucat cu România. Că n-au jucat mult mai prost cu România decât mie au jucat. Mi s-a părut că slovacii au început la fel cum am început și noi cu ei, numai că ei n-au pus să țină ritmul un meci întreg. La 4 zile distanță, n-au... așa mi s-a părut. Iar mie mi s-a părut, și am mai și spus-o, că Ucraina le-a dat contraatacul. Nu Ucraina, Slovacia. Le-a dat contraatacul ucrainenilor. Ei au jucat pozițional și Ucraina pe contraatac și după 1-0. Bă, sunteți nebuni. Chiar nu înțelegeam de ce se întâmplă asta. Adică ai 1-0 și tot tu te duci peste ei, peste stai ei. Stai seama în ce situație erau slovacii care au câștigat cu Belgia. Da, Slovacia câștigă cu Belgia și este în situația să iau un punct cu România și sau Ucraina. Nu, un punct cu România sau Ucraina să se califice.
Deci după ce ai bătut pe Belgia, dacă e un punct din meciul cu România sau, sau din meciul cu Ucraina, te califici. Nu în aceeași situație sunt și noi. V-am mai spus, Slovacia a fost în urna a patra la tragerea la sorți în preliminarii. Urna a patra într-o grupă cu Portugalia, Luxemburg, în sfârșit. Și urna a fost în a patra? Noi? Cum? A patra. A fost, a fost Elveția, Israel, Kosovo, tot au fost peste noi. Nu, Kosovo, nu cred că Kosovo, Kosovo a fost sub noi? Nu a fost Kosovo, a fost sub noi. Nu sunt convins, e posibil să nu sunt convins. Și din, din urna aia ei să se califice acum în... Bine, și așa au șanse să se califice până la urmă și programul, adică tu câștigi meciul cel mai greu, îl câștigi, ia, după aia vin meciurile astea două, sigur, care teoretic sunt ușoare. Revenind la Eddie. Vă așteptați așa, parcă mi se pare că e mai puțin schimbat, știi, e mai vesel, e mai... Parcă nu mai așa încrâncenat și... Da, bine, eu nu știu, dar n-am reușit să citesc asta pe fața lui. Până acum era deosebit de încrâncenat și de... Până acum, până... Concentrat, până la... să zicem, da. Cam... Da, dar concentrat nu mi se pare că e ceva neapărat rău, dar concentrarea asta parcă îl transformase într-un tip foarte sobru, de neatins, așa, de nepătruns. Poate mi s-a părut, poate o părere asta, l-am văzut zâmbind, l-am văzut... Bine, de ce nu? Că nici acum... E la jumătatea drumului, abia. Bun, se un pas dincolo de jumătatea drumului, dar... E pe care să fac o performanță extraordinară. Singura te-am calificat dincolo de grupe în live-ul. La singurul turneu în care și-a obținut o victorie. Da. Adică... Și aia care a fost ceva... Aia și cine știa că, eu știu, câștigă grupa, cumva poate să meargă și mai sus? Că dai de o echipă de pe locul 3, nu înseamnă că îi bați. Oricine de pe locul 3 poate să te bată de aici la turneul ăsta, dar... Oricine, n-a fost nicio echipă, nu-mi vine nicio echipă care să spui, domnule, nu e de campionatul ăsta european. Da, asta am să spun și eu. Da. Bun, toți au jucat bine, mai șor. Puțin bune, dar toți au jucat bine. Și Georgia, adică echipe din astea, Slovacia, vorba aceea, care păreau să fie Albania. Da. Adică astea erau echipele, România, Slovacia, Albania, Georgia, astea, că astea erau cifrele, tatele. Mă, toate au făcut câte ceva, toate au mișcat, toate au... A arătat. Acum cu Edi, care nu semnează prelungirea, trage federația de el. Bine, amintiți-vă totuși, să ne amintim totuși cât a căutat Federația Română de Fotbal un antrenor înainte să-l numească pe Edi. Că a fost a treia variantă. O recunoscută. Nu că recunoscută, adică oamenii s-au dus în Grecia la Răzvan Lucescu. Nu sunt convins. Cum a fost? Nu. Nu sunt convins că s-au dus cu dorința de a angaja. S-au dus, mai degrabă zic eu, cu dorința de a bifa și de a nu... A nu putea fi acuzați că nu au vrut. Nu. Pe ce să, cum să l-angajezi pe Răzvan Lucescu? Care câștigă 2 milioane pe an la PAOK. Când tu spui să dai 300. Nu, jumate. Cum să l-angajezi? Și s-au dus așa de ochii lumii. Eu așa că la Blue Burnley la fel, da, pentru că la Blue Burnley nu ai acceptat o condiție pe care ulterior tu ai acceptat-o fără probleme la Edi Iordănescu. Să nu conteze Liga Națiunilor. Da, da. Bine, nici nu știm dacă astea sunt condițiile și spuse și puse. Corect. De eu vorbesc ce am auzit și ce am citit. Asta vreau să vă spun totuși. El a fost a treia variantă. Merge rău în Liga Națiunilor. Merge rău de tot în Liga Națiunilor. Trebuie dovadă, retrogradăm din Liga Națiunilor. Da, adică el a fost și a treia variantă. Da. Nici performanțe n-a avut, da, până la campania sa de calificare. Și acum federația este în situația să se roage, să zicem, să se roage de Edi Iordănescu să semneze contractul și Edi zice nu, mai stau. Hai să vedem ce spune despre asta tot astăzi, întrebat la conferința de presă despre subiect. E clar că îți dorești ca cât mai repede să te reechilibrezi. Știți că eu am condamnat de-a lungul timpului stările astea diametral opuse. În fotbal nu trebuie să fie așa. Fotbalul, până la urmă, este un sport care poate fi influențat de foarte mulți factori și trebuie să ai echilibru, tăria, puterea, ca să tot timpul să stai în picioare și indiferent de moment să crezi în drumul tău. Noi am crezut tot timpul în procesul nostru, în munca noastră. V-am spus mereu că e important pentru mine, cel puțin la fel de mult ca și rezultatul, este procesul. Pentru că dacă procesul este unul corect, și rezultatul are alte șanse să vină. Eu știu că lumea analizează 99% doar rezultatul și, bineînțeles, jocul care îl vede, dar în spate este foarte multă muncă și organizare. Și mă bucur de un grup bun care mă ajută și îmi face munca mai ușor, pentru că deja după 2 ani și jumătate avem calea noastră și sunt lucruri foarte bine consolidate. Ce ar însemna pentru România ca mâine seara după meciul cu Belgia, meciul 2 din grupă, să fie calificată, având în vedere și cum arăta situația la începutul meciurilor? Ar însemna istorie. Ar însemna istorie și, cum am spus din nou, un exemplu fantastic pentru tot ce înseamnă sportul din România și, de ce nu, și alte domenii.
Mai mult decât atât, cel puțin e un feeling personal, dumneavoastră puteți să mă contraziceți și poate aveți argumente și am capacitatea să accept dacă greșesc, este doar o impresie personală. Cel puțin după acest prim joc mi s-a părut că românii s-au adunat din nou spatele echipei naționale și nu numai. Mi s-a părut că acest rezultat care a fost cu Ucraina, care deja aparține trecutului și ne poate doar inspira, dar nu ne poate ajuta cu nimic în momentul când va fi fluierul de final. Acest rezultat a adunat din nou, nu știu, poporul nostru, așa, am simțit din nou altă unitate, altă încredere, am simțit bucurie, am simțit din nou speranță la românii noștri și lucrurile astea ne motivează și mai tare pentru jocul de mâine. Chiar asta a vorbit despre ofertele pe care dumneavoastră le primiți și dacă vă gândiți la chestia asta. Nu am nicio ofertă. Încep cu partea a doua a întrebării. Absolut nicio ofertă și dacă cineva ar fi fost interesat de mine, nu m-ar fi interesat pe mine. E un subiect care vă implor să nu-l mai deschidem atât timp cât suntem aici. Ne întoarcem acasă și avem timp să discutăm de toate, da? Ne place aici și vrem să mai stăm, așa că trebuie să mai așteptați pentru discuția asta. Spune că nu are nicio ofertă, eu știu că ați fost foarte atenți. Da. În legătură cu viitorul lui, dar pe undeva are și el dreptate. Băi, nu, are mare dreptate. Bine, lăsăm la parte voi, scoateți-vă din minte faptul că acum e altă situație după victoria cu Ucraina, că el a avut oferta pe masă înainte de campionatul european. Acum, sigur că lucrurile s-au schimbat în favoarea lui. E o performanță și mai mare, dar și calificarea de pe locul întâi neînvins din grup este o performanță uriașă. A primit o ofertă. Da, și s-a părut că e mică, probabil. Nu vrei să spun ceva nici cât a contat că ne-am calificat după primul loc neînvinși. Că tot în ultima urnă valorică am fost... Crezi că contează pentru moral, pentru imaginea pe care o dai Europei fotbalistice, zic că are importanță. Pentru moral, dar nu pentru contractul lui, adică... Dar zice, e interesant că n-am avansat deloc în clasamentul FIFA, ba chiar am scăzut. Că am făcut egalurile astea cu... Care contează. Liechtenstein și cu... Sunt meciuri amicale. Și-a făcut acum, s-a actualizat și te preocupi 4-7. Nu știu dacă ai intrat... N-a intrat meciul cu Ucraina. Nu, n-a intrat meciul cu Ucraina. Meciul cu Ucraina a intrat. Nu, dar au intrat toate. Dar ne saltă mult, că e Ucraina e locul... Și cred că la turneul final primești niște bonusuri, niște se prime victoria altfel cotată în calculul. Nu știu dacă contează la tragerea la sorți pentru preliminarele campionatului mondial. Știi, chiar asta a fost cu care criteriile. Criteriile? Pentru stabilirea grupurilor la mondial, grupurilor valorice la mondial. Valorice, cum? Care? Pe care sunt? Clasamentul FIFA. Clasamentul FIFA la contează? Pe care altul? Nu știu. Cum altfel să fie? Clasamentul FIFA. Ce ai făcut la ultimele mondiale? Aici e clasamentul UEFA la noi și acolo e clasamentul FIFA. Așa e? Eu credeam că da. Nu știu. Nu da. Există altă variantă. N-are cum să fie altă variantă. Dacă ai fi fost în locul lui Edi Emil Semnai? Bine, acum asigur că noi nu știm dacă el într-adevăr are sau nu are și alte contacte, alte oferte. Eu dacă aș fi în locul lui, de zice, stimată Federație Română de Fotbal, având în vedere că din campionatul nostru am o ofertă extrem de slabă de jucători și că v-am calificat naționala neînvins de pe locul 1 și că am bătut și Ucraina, eu zic hai să dublăm un pic suma aia, să vedem ce iese. Din 250.000 să facem 500.000. Eu zic că ai fi foarte modest. Pentru că tu ai băgat în buzunar federației prin această calificație, nu ai obținut-o singur. Cu băieții, dar tu ai fost șeful grupului. 8 milioane, nu știu cât, plus încă 1 milion victoria cu Ucraina, plus dacă te califici încă 1 milion jumate, ce deci, votul rămâne de bani în buzunar. O parte trebuie să întoarcă și s-au și întors din Bania. Cum la el? Au luat prime. Cum au luat prime? Din Bania n-au luat prime, din Bania? Da. Din Bania luat... nu i-au luat. N-au luat banii aia. De la UEFA, la ăștia mă refer. Cum, banii de calificare? Nu, de la milionul ăla. Și care e problema cu Ionescu? Cred că n-are cum să nu-i fie teamă de viitoarea campanie de mondial. Oricum ai dau-o și oricum mai avem Liga Națiunilor. Aia e ușoară totuși, o grupă pe care... E foarte ușoară, cu Cipru, cu Belarus, cu nu ușoară. Păi aia zic, când și spuneam Kosovo. Eu că e mai bine să fii în urna a treia, în urna a patra, a treia, a patra... E Belarus, decât Belarus cu mine, cred că e Lituania, Cipru, Lituania și Kosovo, cred. Nu zic că e Belarus, dar nu contează, e grupă ușoară. Nu avem Belarus. Cipru, Lituania și Kosovo, cred că sunt. Dar nu asta e foarte importantă Liga Națiunilor. Și cred că și Cipru, sigur. Și cred că și Cipru. Nu știu dacă Lituania, Letonia. Nu, Lituania e sigur. Bun, ok, dar urmează această campanie, grupă pe care trebuie să o câștigi, n-ar fi o mare problemă, dar după aceea e problema grupei de campionat mondial. Atenție, câștigarea grupei de Liga Națiunilor nu-ți garantează prezența la baraj. Doar două echipe din Liga Națiunilor
vor merge la acele baraje. Se vor adăuga celor 10 care dau baraj de pe locul 2 din grupă. Și deci nu mai este situația europeană. E puțin probabil ca o câștigătoare de grupă de una a treia valorică în Liga Națiunilor să prindă prin Liga Națiunilor loc de baraj. E puțin probabil. Acum, dacă ne aducem aminte, Cosmine, cum a fost... Avem imagini, scuză-mă că te ne rup, dar ca să înțeleagă lumea, sunt imagini filmate chiar la antrenamentul care are loc acum la, la Köln. Da, dacă ne gândim cum a negociat Edi Iordănescu cu, cu FCSB, dacă a reușit să bage în contract, să bage clauza că dacă intervine patronul și se bagă peste echipă, are dreptul să-i ceară, nu știu, cât 100 și ceva de mii, 180 de mii de euro sau așa ceva, înseamnă că omul își negociază destul de atent contractul și probabil că e și foarte persistent în a include în contracte niște clauze care asta ar trebui să-i convină. Oricine, dar important e să-și convingă viitorul patron, păi să accepte. Uite, adică... Dacă l-a convins pe Becali, care știi că e încăpăsânat, mai ales când vine vorba de amestecul său la echipă. Cum dovedește amestecul lui Becali la echipă, așa că te duci în justiție cu contractul ăla să-ți dea 100 de mii de euro. E adevărat. Bine, nu nici n-a cerut. Bine, dar n-ai ce să dovedești, că el deja Becali ce buțe, că eu l-am băgat, eu l-am făcut, eu l-am schimbat, eu am... Mie atunci, știi că nu mi se pare că i-a făcut ceva Becali. Mi se pare că a plecat știind că va fi, va are șanse mari să fie la națională. Așa mi s-a părut atunci. Eu n-am văzut nimic, nicio... A patronul nu mai are voie să spună după meci dacă i-a plăcut sau nu i-a plăcut cum a jucat? Păi nu, mă, dar asta nu consideră mixtiune. Asta nu înseamnă că s-a băgat la echipă. Aia zic, nu e mixtiune. El a spus, bă, nu mi-a plăcut ce jucăm. Dar amintiți-vă că a avut Pițurcă. Nu mi se pare că nu ai voie să spui. Pițurcă băgase o clauză de genul ăsta că n-avea voie să vorbească nimic, că știa că vorbește după meciuri și este puțin că la influențează echipa, că oamenii aud, presa scrie, jucătorii află, adică... era încă de care repet, eu cred că lui este are în fie normal să fie un pic teamă de grupa de calificare la mondial. Care problema va fi una destul de complicată. E un argument. Adică nu cred că în ciuda parcursului ăsta bun de până acum pornești favorit ca fiși la mondial. Nu cred că este situația asta. Nu cred. O să fie probabil în ora a treia, valorică. Păi aia zic. Și o să fie complicat să prinzi. Prima. Măcar locul 2 ca să prinzi baraj. Dar ce spuneai tu că de la Liga Națiunilor? Doar două echipe merg în baraj. Cele 10 echipe care termină pe locul 2 plus încă două care din Liga Națiunilor. Ori, e puțin probabil ca o câștigătoare de grupă din una a treia valorică. Două au venit și la Euro. Nu, no, cum au fost o grămadă din Liga Națiunilor, din Liga Națiunilor. Păi una este baraj. Eu spun care s-au calificat. Nu care s-au calificat, că scai cu probabil se împart, să scai cu 3. Dar nu ajunge acolo că sunt 10 deja care vin din grupă. Da. Înțelegi? Și doar două locuri din Liga Națiunilor pentru baraj. E puțin probabil că păi câștigând... Da, la alea două locuri, joacă 6 echipe pentru alea două locuri. Nu, alea intră în barajul cu celelalte, Cosmine. Nu joacă separat. Nu se mai joacă baraj cu baraj. Nu. Bine. Alea două intră în baraj, credem, alea două intră în baraj cu alea 10 de pe locul 2. Acum nu au mai fost de pe locul 2 baraj la Euro. De-aia au fost 6 echipe. Acum ai baraj cu alea 10 care termină pe 2 grupe care fiecare la mondial. Sunt 10 grupe. Da. Prima merge direct, 10 echipe. Așa, și încă 3 merg. Încă 3 merg așa, care sunt 10 de pe locul 2 plus 2 din Liga Națiunilor. Formează 12 echipe, semifinale și finale de baraj. Rezultă 3 echipe care se califică. 3 din alea de pe locul 2. Dertă-mă. 3 din barajele alea. Din baraje. Și poate din Liga Națiunilor. Sunt două poziții din Liga Națiunilor plus 10 de pe locul 2. Sunt 12 echipe, semifinale, finale. Se califică 3. Asta spun, 3 în afară de câștigătoare de grupă, se ajung 3. Da, dar din Liga Națiunilor, la baraj ajung doar două echipe. Hai să vedem ce spune și Drăgușin înainte de interviu, conferința de presă dinainte de acest antrenament. Cu siguranță ne-am bucurat, am fost fericiți o perioadă, dar cum ai spus și tu, a trecut. Suntem pregătiți pentru acest meci, îl pregătim din toate punctele de vedere. Și cu siguranță avem o energie și o încredere în plus datorită meciului pe care l-am făcut. Iar acest lucru ne dă, cum am spus și eu, un moral foarte bun. Ceea ce este bine este că suntem la mâna noastră, depindem de rezultatele noastre și ne doar așa gândim. Presiunea am simțit-o de la începutul preliminarilor. Am jucat mereu cu presiune. Nu există să nu joci cu presiune când ești la echipa națională. Dar cu siguranță am, cu calificarea la acest european, când am ridicat ștacheta cu această victorie, oamenii se așteaptă în continuare o prestație foarte bună și, de ce nu, victorie. Noi suntem încrezători, cum am spus, și avem încredere în mijloacele noastre că putem face o partidă foarte bună. Atât eu cât și colegii mei, cum am spus, avem un moral foarte bun.
Da, meciul cu victoria cu Ucraina a fost un moment special pentru noi toți. Am simțit o emoție de nedescris, nemai întâlnită până acum. Iar sperăm, cum am spus, să aducem acest lucru și în teren mâine seară și la finalul acestei partide să ne bucurăm. Cu siguranță, fiecare sacrificiu pe care l-am făcut a meritat pe deplin și mai mult. Să ajungi să-ți reprezinți țara la cel mai înalt nivel, la un campionat european, unde o țară întreagă este lângă tine și te susține, cum a făcut-o la ultimul meci, atât aici cât și acasă. Este orice sacrificiu merită de făcut. Dar ai spus că sunt împlinit? Nu, nu sunt împlinit. Pentru că eu mereu o să-mi doresc mai mult, mereu o să vreau să fac și mai multă performanță, să-mi ajut țara, să-mi ajut echipa, indiferent la ce echipă de club joc, dar mai ales echipa națională, unde pentru mine este o onoare incredibilă să fiu aici. Ai fost unul dintre jucătorii al cărui nume a fost scandat. Vreau să ne spui tu cât de mult a însemnat acel moment și la ce te aștepți din punctul ăsta de vedere al suporterilor la meciul de aici, din Köln. Cum am spus, acest lucru îmi dă doar dovadă că oamenii au încredere în mine, apreciază ceea ce fac și pentru mine este doar un lucru de orgoliu, de mândrie. În ceea ce privește meciul de mâine, nu mă aștept la absolut nimic diferit de ceea ce a fost la meciul cu Ucraina. Aștept același entuziasm, sper să fie același entuziasm, aceeași energie, aceeași pasiune pe care românii noștri ne-au adus-o și ne-au transmis-o în tribune, dar și acasă la fel. Știu că multă lume se va uita la meciul nostru și vrem să-i facem fericiți și mândri în continuare. Drăgușin, putem spune că e surpriza echipei naționale în ultimul an de zile? În ultimul an, zic așa, nu mă duc mai în urmă, că mai în urmă nu juca la echipa națională. E cineva peste Drăgușin? Nu neapărat ca evoluție. De ce ar fi sau surpriză ca... când ești la Tottenham? Asta e, acum un an de zile te gândeai că Tottenham, că Drăgușin va juca la Tottenham și la titular. Era titular incontestabil la Genoa. Și era obligatoriu să facă pasul la Tottenham. Nu era obligatoriu, dar deja te gândești că fiind titular la Genoa, noi câți avem care joacă? Trei. Care joacă în top 5 campionate. Mai era Răzvan Marin și cine mai era? Chirichi. Răzvan Marin? Când? Acum Chirichi. Acum un an, nu. Deci, ăștia doi erau. Mai era cineva? Ianis. La ce? Era... A, Deportivo Alaves. Da. Alaves. Da. Fiind printre cei câțiva care... Păi, nu juca la echipa națională. Nu prinde echipa națională decât rău. Dar anul trecut, cum a jucat toate cele 8 meciuri. A jucat toate meciuri titular în preliminarii. Titular în toate cele 10. Toate cele 10. Deci cum ai un an de zile, că alea au fost... Când în primăvara trecută? În martie 2023. În martie, da. Și asta zic, la începutul anului 2023 nu era la echipa. El, oricum, de avea făcuse pasul la Genoa, a făcuse transferul. Da, așa e. 22 de ani avea, 20 de ani, 21 de ani. Nu știți că era și scandalul cu Manea, că nu cu a fost când era că Manea, chemase... că nici la tineret nu prindea să joace. Da. Și dintr-o dată ajunge într-un an de zile, să zicem, de la Genoa la Tottenham. Mi se pare că Liga Națională este exact fotbalul care îl coafează cel mai bine pe Drăgușin. Un fotbal în care el este prin structura lui atletică, prin viteză, prin poziționare, șeful apărării clar. Nu trebuie să joace foarte sus. Atunci când joacă la mijlocul terenului și să începe să alerge spre poartă cu niște unii foarte buni. Mâine e un examen. De ce nu tot jos vom juca? Îl avantajează treaba asta. El l-a ținut pe Lukaku pe lumea când juca la Genoa. Și n-a avut probleme deosebite. N-a dat gol la Lukaku. Așa că... Nu știu ce să zic. Mi se pare că iarăși este un meci care îl va avantaja pe el. Am vorbit, mă rog, într-o anumită împrejurare cu fratele impresarului Manea, Florin Manea, și îmi povestea cu lux de amănunte despre caracterul deosebit al lui Drăgușin. Adică e clar, e educația căpătată acasă, unde ambii părinți... Nu, e foarte matur, unde ambii părinți... Am 22 de ani anul ăsta. Ambii părinți sportivi de performanță, mare performanță, lucru care l-a ajutat. După aia am văzut un interviu chiar în filmul despre care, în Inima Națională, care spune
eu nu știu ce e un club, nu știu ce e o aniversare, nu știu ce e o ieșire cu prietenii la o bere sau... Știu, mai Emil, dacă când spui chestiile astea și când spune el, știi, și copiii văd acum care are succes, da? Are succes. Și mare, toată lumea se va gândi că, bă, așa trebuie făcut, da? Da, păi așa trebuie făcut. Nu. Eu zic că ești prea să deloc, să nu ești odată. Deloc. Să pare spunem că, prea... că Popovici a luat aur și la 200 de metri alt, la alt băiat care nu iese. Adus, da, da. Așa am făcut legătura. Alt super performant. Băi, aici e chestie de disciplină mentală. Adică dacă tu îți propui să ajungi undeva, atunci trebuie să nu ești nicăieri? Dacă, întreb. Băi, asta îți dictează ție sufletul. Deci eu vreau să fac asta. Și atunci, dacă vreau și vreau cu tot sufletul să fac asta, atunci toată energia mea o canalizez acolo. Și asta ți asigură succesul garantat? Nu neapărat garantat, dar fi fost și alții care au renunțat la tot și care au fost... Auzi, ce am aflat? Că Neymar n-a fost niciodată niciun club. În viața lui n-a călcat într-un club. Hai să vă spun eu ceva. Da? Ceva din experiență personală. Eu când am vrut să ajung la sport, când am vrut să intru în sport, oriunde, deci să lucrez în sport, eram contabil la... APACA, da. Știu eu mai bine. Da. Deci mi-am dorit asta cu tot sufletul și atunci chiar n-am mai contat absolut nimic, dar absolut nimic n-am mai contat. Nici cluburi, nici șprițuri, nici nimic. Două joburi dimineață acolo, seara la sport, neplătind de nimic, dar nu conta, eram fericit că fac ceva și simțeam că merg pe drumul meu. Așa probabil că simt și, cu siguranță așa simt și ei. Adică în momentul când încerci să faci niște sacrificii ca să ajungi acolo unde ți-ai propus, ca să ajungi acolo unde ți-ai propus, cred că ești foarte mulțumit tu cu tine. Ești foarte mulțumit, împăcat cu tine. Ai conștiința împlinirii tale profesionale și asta eu zic că te ajută și eu cred că asta ar trebui să inspire și pe tinerii noștri de azi. Sigur, da. Nu, sunt convins. Și nu numai pe tineri, cu toți. Da. Sunt convins că au fost și alții care au făcut sacrificiile astea și n-au ajuns. Da, cu siguranță. Mulți. Sportul de performanță prezintă acest risc. La un moment dat și un dram de noroc și o conjunctură. Să te ajute fizic, să nu te accidentezi. Să nu... Sunt grămadă lucruri care trebuie să întâmplă. O conjunctură, de o întorsătură care îți schimbă complet, mai ales în sport. Nu mai vorbim de sporturile astea individuale, unde ajungi la o fracțiune de secundă sau la, nu știu, mă gândesc la bârnă, la gimnastică. Ai pus un milimetru piciorul. Da, dar pune asta în contrapartidă cu o eventuală carieră în a fi călcător de costume la o fabrică de confecții vara la 40 de grade afară, 55 înăuntru. Am dat un exemplu. Deci, decât să ajungi acolo sau să sapi gropi ca să intre țeava aia de 25, mai bine așa. Mai bine. Faci ceva ce-ți place, faci ceva ce-ți face bine, faci ceva care o să-ți aducă, repet, o să-ți aducă mulțumirea asta sufletească toată viața. Bineînțeles, să și atunci merită orice sacrificiu. Nu, Emile, nu sunt convins că trebuie să fie chiar dacă așa-ți dictează ție, cu ăștia treaba ta, dar da. Să nu ieși niciodată să e ziua unui prieten să bei o bere, o bere, nu să vin genunchi acasă. Nu mi se pare că este ceva exagerat. Îți dai seama eu nu cred. Și nici nu cred că a fapt că n-ai ieșit niciodată în club. Îți dai eu seama. Nu cred. A, eu? Nu tu, el. Eu cred că ai o poveste că n-ai ieșit niciodată în club, că nu știe ce aia. Eu nu cred. Ce-o spun sincer, nu cred. Bineînțeles că sunt de acord cu tine. Adică, totuși, un pic de moderație este. Adică înseamnă că ai o mare problemă dacă nu bei tu o bere. Înseamnă că nu ești sănătos. Ai o problemă. Da. 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 Și eu beau o bere, beau și eu. Adică, da. 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 Am înțeles. Uite că trecem la Iannis, dacă vrei. Dar altă familie, sigur, tatăl sportiv de mare performanță, lucrul ăsta a contat, dar hai să vedem un filmuleț cu el făcut de cei de la Federația Română de Fotbal și discutăm după aia. Este o mândrie, o responsabilitate imensă, ținând cont de cine a portat acest număr la turneele finale și încă un motiv să dau totul pe teren, așa cum am dat-o de fiecare dată pentru echipa națională. A fost o decizie a lui Nicu, fiindcă Olimpiu pentru noi înseamnă foarte, foarte mult pentru acest grup. Ne-a ajutat și pe teren și în afara lui. Nicu venise în cantonamentul de la Măgoșoaia, în cameră la mine, să-mi spună dacă vreau să port numărul 10. În primul rând l-am felicitat pentru gest, și iar apoi i-am spus că cu siguranță voi încerca să port acest număr cu mândrie. Ucraina, victorie totală. Cum ai simțit acel meci? Da, într-adevăr, a fost o surpriză imensă pentru o țară întreagă, însă pentru noi nu. Noi ne știam puterile, ne știam capacitatea de a juca la acest nivel, iar eu văd doar începutul.
responsabilitatea este imensă, dar cred că nu doar el, ci toată generația de aur și generațiile precedente care au fost și s-au calificat la campionatele europene, ne-au arătat calea, așa cum am spus-o mereu, și noi încercăm acum, la rândul nostru, la fel, să facem performanțe pentru România și să inspirăm generațiile care ne vor urma. Tu cum ai defini generația voastră? Nu cred că suntem noi în postură să cumva să ne spunem cum ar trebui ca lumea să ne perceapă sau cum ar trebui lumea să ne strige. Datoria noastră e să facem performanțe pentru echipa națională, iar apoi, prin performanțele noastre, lumea își va da seama ce tip de generație suntem. Însă, cum am spus-o și înainte de campionatul european, într-adevăr, avem o calificare la campionatul european, însă n-am realizat deocamdată nimic și cred că toată lumea este conștientă. Vrem să avem mai multe calificări, vrem să depășim anumite performanțe, ca apoi să ne numim o generație, părerea mea. Vine meciul cu Belgia. Cum simți? Este o partidă dificilă, o partidă total diferită cu cea din prima etapă a campionatului european, însă avem curaj, avem încredere, ne știm capacitățile și Mister din nou să fie inspirat și noi să ascultăm ce avem de făcut pe teren tactic și apoi calitățile individuale vor ieși de la sine, pentru că în ultimul an și jumătate, de fiecare dată când a trebuit să iasă cineva la rampă, a ieșit, fiecare și-a arătat calitățile în anumite momente, iar acum cu siguranță vor veni din nou momentele individuale bune, împreună cu și plecând de fapt de acolo cu munca colectivă. Obiectivele lui Yanis Hagi în acest turneu european? Ale tale personale? Ale mele personale? Să fiu coechiper de nota 10 pentru colegii mei, să-mi respect rolul și să fac o țară întreagă mândră. Și cel mai mare vis al tău ca fotbalist la Naționala României care ar fi? Să câștig un trofeu. Doamne ajută! Te-ai sfătuit cu tatăl tău? Ți-a dat vreun sfat sau ți-a urat ceva înainte de plecarea în Germania, după meciul cu Ucraina? Doar să mă gândesc unde eram acum 2 ani și unde sunt acum și să am încredere în mine, să mă aștept momentul, pentru că toate vin la rândul lor și Dumnezeu ți le așează așa cum trebuie și nimic mai mult, să fii fericit, pentru că asta este cel mai important în viață. Soția, ce ți-a spus după prima victorie? Da, fericire imensă și din partea lor, fiindcă au trecut prin foarte multe chestii și lucruri cu mine de-a lungul timpului. Cred că doar ea și mama au știut cât de greu mi-a fost în acel an. Le voi fi recunoscător toată viața și clar, avându-i aici alături de mine, să pot să-i reprezint fiecare pas pe care îl fac pe teren, îl fac și pentru ei și încerc să țin steaua României cât mai sus și numele familiei să-l fac în continuare și mai mare decât l-a făcut tata. Interesant asta cu tata, că e o presiune. Să-ți seama că toată lumea și toți comentatorii când intră Hagi pe teren, înseamnă că toată lumea spune că e băiatul lui Hagi, da? Pentru că mulți nu-l cunoșteau până acum. În Europa mă refer, nu în România, bineînțeles. Comentatorii ucraineni sau cine vreți voi, sau acum cu Belgia, belgenii se vor lega de treaba asta. E și normal până la puțin urmă. Știți că, apropo, copiii de fotbalici care au devenit mai mari decât tații lor. Și Maldini este. Maldini este. Paolo Maldini mai mare decât Cezare Maldini. În rest, greu găsești. Am uitat noi la Chiesa acum, dar totuși tatăl lui Enrico Chiesa n-a fost chiar atât de uriaș. A fost un jucător bun, dar n-a fost. E mai bun. Dar n-a fost imens Tasu. Tasu n-a fost imens. A fost un atacant o vreme bun prin Italia. Așa că e foarte greu să depășești un tată care a fost un gigant. Atât de mare. Știți câți jucători sunt la acest campionat european? Da, e greu să știți exact. Care joacă pentru echipe naționale, ei nefiind născuți în țările respective. O, e enorm. Păi, dar cred că turcii au jumate dintre... Nu, albanezii sunt foarte mulți născuți afară și turcii. Cred că sunt enorm. Cred că și pe la elvețieni ar fi ceva. 80. Da. Și câți au? Cât sunt albanezii, spre exemplu? 80 de jucători. Pentru că albanezii 20 ceva. Spun altfel. Sunt una, două, sunt patru echipe. Patru echipe doar. Nu, sunt doar patru echipe care au toți jucătorii născuți în țările respective. Cehia. Cehii sunt născuți toți în Cehia. Incredibil. Olandezii sunt născuți toți în Olanda. Incredibil.
danezii sunt născuți toți în Danemarca. Țări cu nivel de trai ca lumea. Și unde nu mă așteptam, austriecii. Țări cu nivel de trai ca lumea. Austriecii sunt născuți toți în Austria. În rest... Păi și nemții nu sunt? Nu, cum să fie toți născuți în Austria? Au nemții, au... Bine, mă refer la... Eu mă refer ei născuți, nu că sunt de origine. Da, 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 am nu mă refer Gündogan. Gündogan nu intră în ăștia 80, că e născut în Germania. Nu la asta mă refer, că părinții ca sau acela. Fotbaliști, bine, nemții, repet, au pe Anton născut în Uzbekistan, adică mă refer la lotul, tot lotul. Dar nu vă miră că avem și noi? Nu știți că avem și noi? Ce ești, că sunt afară? Născuții care nu sunt născuți în România. Cum să nu? Este Aracovița, născut în Franța. Așa? Și altul? Cred că mai sunt. Să mă gândesc. Cred că Hagi nu e născut în... Păi bineînțeles, Hagi e născut la Istanbul. Hagi e născut la Istanbul. Că doar doi avem? Nu mulți mai mulți? Doar ei doi sunt născuți. Doar ei doi sunt născuți în... Joacă pentru România, dar nu sunt născuți în România. Da. Adică să ne înțelegem, Iannis, pe vremea respectivă, când s-a născut, 98, da? Imediat după campionatul mondial, el putea, la vremea respectivă, în sfârșit, are pașaport, cu siguranță că are pașaport turcesc. Da. Putea să aleagă, bine, după aia, dacă s-a apucat de fotbal în sfârșit. Dar cum e? Tu poți să ai și pașaport de Turcia și de România? De Turcia și de România poți să ai. Poți cred ai că de... poți să ai, nu știu. La un moment dat știi că nu puteai să ai poate pașaport de Germania și de altă țară, dar cred că și la nemți s-a schimbat. Bine, cetățenie. Dacă ai cetățenie, trebuie să ai pașaport. E puțin complicat, dar el e născut la Istanbul. Dar ți-am spus, am auzit pe comentator, cred că albanezii sunt 20 dintre ei născuți în afara granițelor țării. Albanezii am imediat, nu, îți dau tot. Tot cât ce vrei, între 18 sunt născuți în, bine, Kosovo, mulți dintre ei, Elveția sunt cei mai mulți dintre ei, mult, da. Kosovo, Macedonia născuți, dar nu sunt născuți în 18 din 26. E enorm. Nu sunt născuți în Albania. Da, ei joacă pentru Naționala Albaniei, dar nu sunt născuți în Albania. Păi da, când a bine, început... Mai e un caz special, știm bine, Kosovo, Albania. Da, când a început războiul, au fugit mulți, anii 90, au fugit mulți. Bineînțeles, în, acolo, în țările alea sărace, în Elveția, în Austria, Austria... Nu normal, mă, unde să pleci? Nu te duci la mai bine? Unde vrei să duci? Pe ce duci la rău? Și acum, dacă da, poți, și acum că alții sărace... Copiilor au ajuns la maturitate sportivă. Da, repet, ei sunt oameni, ei născuți în străinătate. Nu genul Gündoğan, părinții, bunicii, da, așa mai departe. Gündoğan e născut în Germania, adică e neamț Gündoğan. Dar oricum, cred că puțină lume știe asta, oricum nu foarte mulți, că Iannis e născut în Turcia la Istanbul. Istanbul, da. Altfel, sigur că sunt așteptări de la el. Vă aștepta să-l vedeți titular, că e o poveste și cu numărul 10. Știți cum a luat numărul 10? Că el avea numărul 10 la echipa națională. Da, l-a dat... Dar de ce l-a dat? L-a luat pe Lomoruțan. L-a luat pe Lomoruțan, dar caracter totuși, Stanciu, din toate punctele de vedere. În primul rând că a luat numărul Lomoruțan, ca să fie cumva, să simtă și el ceva. Și s-a și dus la Iannis. Bine, la cine să te duci? Păi, Iannis, îți dau numărul meu. Nu știu că sunt așa de importante numerele astea. Nu, sunt importante. Mi-am propus să mă uit, dar nu cred că este vreo țară care să aibă numărul 10 în rezervă. Mi-am propus să mă uit, dar am uitat. M-am uitat până m-am uitat. Înțelegi? Nu cred că este vreo țară care să aibă numărul 10 în rezervă. Numărul 10 rămâne cu o aură, așa, păstrează o oarecare aură, chiar dacă nu mai are aceeași importanță de pe vremuri. Nu mai are dar rămâne cu aură. Este puțin că s-a ajuns în situația asta să știe lumea că pe vremuri erau numere 11. De la 11. Da. Vede numărul 24 pe teren sau... Plus că nu, mă, s-a ajuns la concluzia că am început să trezeze masiv. 11, dacă schimbai echipa, schimbai jucătorul tricou, adică pe teren intrau de la 1 la 11. Da, ideea asta este că s-a ajuns la concluzia că trebuie să începe și titular, ai luat 7. Erau atâtea transmisiuni încât se lua pe tot sezonul numărul și așa a început să fie, știi? Da. S-a trecut la... Știți că mi-aduc aminte de primul meci al lui Stanciu în Liga 1 sau divizia... La Alba Iulia. Era la Alba Iulia contra Stelei. Aia nu așa. El, da. Terenul ăla la Alba Iulia. L-am copil, comentat. Era copil, 18 ani, 17 ani. Da. Ceva. Și pe care l-a văzut lui, parcă, nu? Am comentat meciul ăla. Da. Am comentat meciul ăla. Mi-aduc aminte meciul ăla și mi se pare că Alba Iulia a câștigat atunci. A câștigat, parcă, cred că a fost un 2-1. Da, da, nu, e... Când a intrat, jur că se vedea că e fotbalist. Bă, lasă-o, bă, Emile. Se vedea, nu? Bă, Emile. Hai mă, ți-aduci tu aminte că au trecut 14 ani de atunci. Păi nu, dar 13. Știam, nu, stai puțin, că mi-am adus aminte după 3 ani. Ați așa, după 3 ani, că l-ai văzut la Vaslui. Da, după aia, după azi, 4 ani ăla, da, după aia la Națională și de atunci tot... Da, acum știi că joacă în Arabia Saudită, dar vezi că sunt... Amintiri recurente. El a fost China, Arabia Saudită, da? Și uite că voi mai țineți minte pe vremuri ce echipă și ce lot avea antrenorul echipei naționale, oricare ar fi fost el, care își permitea să spună pițurcă, cred că a zis asta, cine nu joacă la echipa de club, nu vine la echipa națională.
Iar cel mai bun exemplu la momentul ăla, din ce mi-aduc eu aminte, era Lobonț, care era rezervă, ajunsese rezervă la Ajax. Și nu joci la Ajax, să fii sănătos, rezervă. Bine, și la Edi Ionescu face la fel. În țări din astea, că mai plecau prin țările calde, dar mai rar, nu se mai gândea la echipa națională, era încheiată echipa națională. China? Să te duci să joci în China și să visezi la echipa națională, la ce concurență era la echipa națională? Te-ai dus, adică știi din start că tu jucător de echipa națională, oricine ai fi fost, te duceai acolo pentru bani, logic, la revedere echipa națională. Da, cu fusul orar, nu că se mai... Oloroiu n-a apucat să joace? Deci nu știu dacă a jucat în echipa națională. N-a jucat Oloroiu națională? N-a jucat? Prin Corea, da, nu mai știu. Nu, așa, e sigur că plecau foarte rar acum, însă, e adevărat că s-a dezvoltat fotbalul în țările astea. Că nu mai este Arabia Saudită ce era odată, nu mai este Corea ce era odată, sau China, dacă vreți, că s-au dus atât de mulți oameni valoroși. Apropo de Arabia Saudită, un exemplu. Milinkovic Savic, da? Da, mă, sunt mai multe. Arabia Saudită. Ce face Milinkovic Savic ieri? Ieri scapă omul direct pe contraatac, fuge după el până intră în care, după care Milinkovic Savic se gândește, mamă, am alergat cam mult pentru banii ăștia, și se oprește. Și lasă pe sloven, îl lasă singur, cum ai zis, mă, că îl cheamă? Carnicnic. Îl lasă singur și o bagă la poartă. Deci așa ceva n-am văzut, nu cream că poate să existe. Cred că la nivel de juniori intra antrenorul și lua la palme. La nivel de junior, dacă făcea așa ceva. Bine, sunt mai mulți. Acum, sigur că sunt și mulți... Kanté joacă la Franța, de la Al-Ittihad. Da, dar intră în categoria jucătorilor care s-au dus pe final de carieră, peste 30 de ani. Când te duci la peste 30 de ani, este excepțional. Îți dai seama, ține pe Camavinga... Da. Și se duci, când te duci la 32 de ani, să zicem, nu știu dacă e ăsta pragul, sau la 30 de ani te duci în Arabia Saudită, te duci. Sigur că nu e cazul lui Stanciu. Că Stanciu nu a lăsat pe Chelsea, să zicem, bine, nici Kanté, că și încheiase contractul, să lași un club important din Europa, sau Lazio, în sfârșit, Milinkovic Savic. Să duci de la Lazio, vrei să duci de la Lazio unde? La Chelsea. Da. Asta era următorul. Și era cotat 80 de milioane, 100 de milioane, că e vrea Realul. Să ne înțelegem. Da. Banii pe care i-a în Arabia Saudită nu i-a dat nimeni în Anglia. Pentru că ei nu s-au dus, el a avut 1,5 milioane, două, la un exemplu la Lazio, el s-a dus pe 12 în Arabia Saudită, nu s-a dus pe 3. Băieți, știți ce nu înțeleg eu? Ce Dumnezeu faci cu atâția bani? Faci. Nu, mă, dar stai puțin, nu. Ai 5 milioane, ai 10 milioane. 50. Ai 10 milioane banii tăi. Trebuie să ieșim, dar zi repede, hai. Păi 10 milioane, mai vrei încă 10 milioane? Ce treabă faci cu ei? Ți-ai zis castele, iahturi. Dar ce treabă ai tu cu castele? Că numai când să stai în ele, n-ai... Când te lași, n-ai cum să... Cum? Păi, te la, da, mă, dar eu zic că de la un 2 milioane încolo de euro. Ai dat pragul, gata. Da, dar hai 3 milioane încolo, dacă după ce te-ai lăsat, calitatea vieții tale e aceeași, indiferent câte milioane ai avea. Mai sus nu ai ce să faci. Cu picioarele pe pământ. Lasă meleoanele în Arabia Saudită. Mulțumim pentru atenție. Ne vedem mâine seară, mai puțin de 24 de ore vor fi mâine seară, când vom avea emisiunea înainte de meciul dintre România și Belgia. Seară bună.